you made clear. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. Cei care mă urmăresc pe pagina Facebook știau cu câteva ore înainte că urmează să filmez această serie. Ca să fiți mai la curent, urmăriți-mă pe Facebook, link-ul în descriere. Bun, cu ocazia asta mi-am făcut reclamă și la pagina Facebook. Hai să trecem la joc. Mă apuc de astăzi de Far Cry 2 pentru că nu știu dacă ați văzut și în episodul ăla de CS Source, dar în episodul ăla am și zis că s-a dus naiba hardul și a trebuit să-l schimb, alt Windows, bla bla bla, și s-a dus dracu salvările și astea de la jocuri. Și la GTA și la Half-Life și la Far Cry și la astea. Așa că, dacă vă faceți bine aminte, din primul episod de Far Cry, okay, am zis că o să iau toate Far Cry-ul la rând, așa că mă ține promisiune și am trecut la Far Cry 2. Ia. Nu mă, cum are ăsta cămașa roșie și mănușile astea. Ăsta o are of. N-am fost atent la numele personajul care l-am ales. Păi ăsta oare o fi Jack din primul Far Cry? Are exact cămașa lui și este. Numai că Jack n-avea tatuaj. Ce seamănă copaci cu cei din CSGO? Ceva de genul anima... arată copacii și pădați doi. Știți copacul ăla? Cum mergeți spre... din bază de la Telo, de la Tero spre lung, în partea aia. Știți că e un copac acolo. Exact cam așa arată. Precum ăștia de aici. Scuze-vă, ce rablufi asta-i de-abia se mișcă. Hai că făcea și accident, bun. Aia e Dacie? Mă rog, du-te bă de sălbăticii aici, limită 50 la oră. Cine dracu respectă aici? Parcă am fi inferentar aici. Ia mă, ce avem pe aici? Ce e, pachet de țigări? O hartă, un binoclu. Aia sper că nu e o carte, o sticlă de apă, dar probabil că e o țuică în ea. Asta e ziar? Mă, hai că jocul ăsta face ca primul Far Cry. Cum îl instalezi, trebuie să-i umbli la grafice, că se bagă în install la low. Și primul Far Cry ați văzut că îl filmam la ultra. Hai că asta e mișto. În București trebuie să fii atent să nu dai peste vreun câine ceva. În Far Cry 2 trebuie să fii atent să nu dai peste bizonul cuiva. Deci se pare că Dacia trece prin apă. Asta e, asta nu-i Dacia, asta cred că e Aro. Opa, au dat foc ăștia la pădure. Care și-a lăsat țigara prinsă acolo? Nu știți bă că nu mai e voie să fumați în locuri publice? Oare pădurile sălbăticii se puntează ca loc public? Oare dacă merg pe câmp? Să zicem că aș fuma, că nu fumez. Dar zicem că dacă se duce unul care fumează pe câmp, oare și-l prinde un polițist pe câmp că fumează, primește amendă? Nici nu știu. Cred că dacă ai pus pe... cred că dacă ai pe terenul său... nu. Nu de amendă, cred că dacă e pe drumul de pe câmp, cărare sau cum se zice, da. Ciudată legea asta cu fumatul. Opa, ai drept, cu negrii au deja Kalashnikov-e. Hai bă, 50 cent, facem un CS. Ce limbă dracu vorbesc ăștia? Ce armare ăla de acolo, M4, A4 sau ce e? E fain, sunt și doi ai pe aici. Nimă ce mișto arată Kalashnikov, exact ca în sursa aproape. Ce fumează la acolo? Tom, dau seama ce armă are ăsta. Mamă, negri ăștia au și poduri. E liniște, prea liniște. Sigur acum ne bubuie o rachetă sau ceva. Sau nu? Bă, da, chiar așa trebuie să stau să... să stau în mașina asta. În primul Far Cry trece direct la acțiune, frate.
Ia, 50 la oră limita, bun. Hai, face un accident. De ce presi că o să pună ăștia mitraliera pe noi? Mamă, mașini blindate. Trece gașca luceașcă. Mamă, câte mașini trec. Așa, noi luăm pe partea cealaltă, că ne împușcă ăștia. Ia, văd că sunt niște cauciucuri pe aici. Iar și-a lăsat careva țigara prinsă și i-a luat foc mașina. Ia, un pachet întreg de țigări și-a lăsat ăsta, iar de acum piața. Arde piața, mă, ta, chenei, că... cu tot cu piața obor. Tot 50 la oră limita. Bă, da, 50 la oră limita pe câmp de ăsta. Lecă, lecat. Uite braconierii care mănâncă, care ne prind tot sturionul din Dunăre. Ia, interzis calașnicoavilor. N-a zis nimic de M4. Ați văzut? Și pe... ce dracu are ăsta? Ce dracu? O, bă! Bă, cam așa mă simt eu la ora de mate. Și nu doar la ora de mate, mai la toate orele. Deci exact așa mă simt și eu la școală, mai la toate orele. Mai puțin la desen. La desen e mișto că avem un profesor care glumim. Vorbim despre românce, că le plac negri și chestii de genul. De picturi, nu, de că le place fetelor, că le apare cocoșelul și... A, sper că ăștia m-auzi la infirmerie acum. Ii, mă, ce muște. Măcar avem muște în jocul ăsta. Ok, mai te screm mult. Ce om normal citește cu un pistol în mână, nu știu. Hai mă, odată, fă-mă o injecție și fă-mă să mă scol de aici. O, bă, lasă cuțitul ăla de pâine. Ceva de genul ne simțim și noi la școală, numai că cuțitul ar ca fi pixul și capul nostru în care vrea să ne, să ne-l înfigă ar ca fi catalogul. Dă pistolul cu a. Ai, mă, întinde mâna la pistol, ia pistolul. A, bun, iar imagine albă. Pe un general când închid ochii văd negru, nu văd alb. Ciudat. Ia, a, gata. Gata, e lumina acum, parcă vedem și noi mai bine. Ia. Uite Playboy, are și poze. Bum! A, gata, ne atacă rușii. Ia pistolul, ia mă pistolul odată. Ia și cuțitul. Ok, hai că e sensibilitatea bună. Deci pe când mă pun pe mersul piticului. Ce, 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 da, bla, 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 instrucțiunile le citim. Hai mă că ne împușcăm. Ăsta e morda. Stai mă și pe țeții. E, bun. Oho. MP5. Dar stai, nu mi se pune nicio țintă așa? Sau fiind cauza că s-a mețințit el. Ia mă vreun molotov pe aici, nu găsesc și eu. Bă, da, mult mai bubuie pe aici. Opa, se trage de undeva. Bă, ăștia-s cu mine sau? Ei, o trag în toți. Nici nu știu în care să trag. A, da, deci ăștia cu beretă rusească să trag.
Ia dă-te de aici. Nu pot să mă uit așa, Q stânga, dreapta. Mor, dă-te drept. Bă, dar greu mai mor ăștia. Mai rămâi și fără guanțe. Bă, da, sigur ăștia sunt cu mine sau împotriva mea? A, sunt împotriva mea ăștia. A, dă pistolul încă, băgă mea. Mort? Bun, e mort. Bă, da, HP-ul cum îl fac? Deci trebuie să scap din oraș de aici, dar nu știu cum scap. Aoleu, rămâși... grenadă. Cum dau grenada? Ok, de ce nu mai arată gloanțele acum? Hai, pune-te pe tu. Nu mai am gloanțe, fuck this shit. Da, mă, ce-ar ăsta? A, a murit, bun. Sau nu? Hai că n-a murit. Lasă Viagra. Bă, deci am murit sau nu? Că nu înțeleg. A, cred că au venit ăștia cu căuța și m-a luat acum. Bă, dai fain, veneau din ambele părți și ăștia se împușcă între ei și nu știam care să trag, dar amândoi trăgeau în... amândouă tabele trăgeau în mine. E ceva ce te trezești în mijlocul războiului între ruși și americani și tu ești România și nu știi în care să tragi. Bine, except în faptul să zicem că n-am fi membri NATO, mă rog, ia. Opa, tot a fost un vis? Stai. Ok, hai să mai fac o misiune și, deci, when you, bla bla bla. Ok, și cum îmi dau heal? Aha, pe H, bun. Asta e cu salvare. Ia, H, mamă, e întuneric în cameră și nu văd nimic. Așa. Mamă, parcă aș fi cyborg în... Ok, nu mai să salvez. Sau salvează automat de aici. Puh, da, frumos mai ăsta. Te știu ce ochi de dăsta cu sindrom Down are. Și ce gură strâmbă. Bine, înțeleg totuși că... mereu trebuie să umblu la grafici la jocuri cum... gata, acum pot să salvez. Ok, create new save. Save. Bun. Măcar și să salvez acum. Și acum? Nimă, un pește. Hai să dau cu carasul în cap. Să mă simt cactiv. Oh, da, asta încoa. Ce, 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 bla, bla, bla. Da, 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 da. Nu contează asta. Dă și agheu. Oh, 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 și un pistol. Dă și pistolul. Ok, deci. Mai e ceva pe aici? Doar atât? Aici nu. Viața mai pot să-mi dau? Nu pot. A, uite aici și pe. Ok. Ok, unde-i H-ul? Unde-și ne facem injecții ca la... hai mă, nu mai merge să iau din astea. Bun, deci am învățat să dau heal și să nu mor. Practic ne băgăm un cuțit și un patent în picior, parcă am fi cyborg și ne scoatem piulițe. Mai ar să forțim Joshua Belnisa. Ok, obiectiv updatat. A, pe aici trebuie să ies. De ce nu pot să fug? Ma, și tatuaj avem. Parcă am fi Randy Orton. Ia mă, ce asta? Nimic în ea. Pot să spar cutiile? Ai, fain, rămâne tăietura acolo. Ma, dar trebuie să mă pe la grafică, la joc. Nimă, putem și fugi. E, altfel când fugi acum. Dacă dau asta, ce se întâmplă? Nimă, cade. Asta nu cade? Ba, da, cade și asta. Avem agheu. Hai că o să fie fain.
ea mitraliere. Hai că e fain. Nu pot intra în asta. E, e, nu. F. O fi în cauza că este fum din ea. Ia mă, ce obiectiv am. Deci, bla bla bla. Cârlig. Ceva de un cârlig, zice. A, uite mă. Așa. Deci, aici. Ok. Și acum pres R. Așa, deci se schimbă mapa. Ok, și acum? Da, zice de sprint. E. A, aici în față. A. Car Mechanic Simulator 2008. E, se mai poate numi jocul ăsta. Hai, mai învârț mult cum... De ce fain, dacă iese fum din mașină, trebuie doar să bagi cheia sau ce-o vii să învârți un pic de o piuliță mare brânză. Dacă ar merge așa și o pas un telefon. Nimă, avem și telefon. Ia mă, ce telefon are ăsta? Are de ăsta n-aș... N-are și el un iPhone 5 măcar. De fapt, nu stai, domnule. Măcar un, ceva cu touchscreen să aibă. Oare cum era să fie avut un Nokia de ăla? Că era tare. Ok, obiectiv nou. Mă rog, updatat. Hai să luăm mașina. Bla, bla, bla. Ok. Da. Hai că mapa și aici. E fain, măcar acum avem GPS și la mașină, suntem mai modernizați. Bine, și jocul mai nou, ăsta e 2008, primul era 2004, parcă. Sper să mă aud bine. Opa, stai, pe aici. Ar fi cum mai acum să vine și poliția să-mi ia permisul că conduc aici. Bă, da vreo căprioară, ceva pe aici nu e să dau și eu. Era plin de bizon din aia pe drum la început în intro-ul ăla, acum nu mai e nimic. Iar am uitat să-mi uit la ceas să văd de cât timp filmez. Tare mea că iarăși o să țină vreo jumătate de oră și episodul ăsta și o să stau vreo două ore să randez și încă vreo trei să abloadez. Dar viața e... A, aici e obiectivul. 5. E în... Aha, aici. Poate să mă puși cu ăștia? Ia mă, ce zice? Kill the scouts. A, gata. Ne împușcăm, asta îmi place. Stai. Mordă-te, drecu. Ne împușcăm, asta îmi place. Gata. Safe house, bun. Ce are ăsta? Am mers la telefon. Și ce ar mai avea? Am cum e asta. 8 cu 17. Ok, ne-am luat și niște muniție. Un radio. A, aici putem dormi. Stai mă, salvăm. Unde salvăm? Ce asta? A, bun, facem molotoafe. F. Zicea ceva de fă, s-a pus fă, dar n-am citit tot. Ia, mai ai ceva pe aici de luat? Nu? Ok, deci cutii și... Ok, e. Ah, dar ăsta e simulator 100 de viață, nu doar de împușcat. Deci am văzut cam tot ce face un om normal. Ok, save, continue. Ah, că salvăm tot aici. Ia, ce obiectiv ne-am dat nou acum? Iar sună telefonul. Alright, man. I need you to scout out an APR stronghold further south of your position, an old lumber camp. I want to know what resources they got down there. There's a primo observation point marked on your map. Head there now. Ok, deci unde trebuie să mergem? Unde e mașina? Parcasem o mașină pe aici. Uite.
Bă, dar radio n-avem? Sper că nu. Stai mă, vine un drum pe aici. Hai că am luat-o cadră. Bun. Hai că mi-au rămas skill-urile de condus ca în GTA. Ia încă o chestie care nu o citesc. Hai că avem ceva treabă aici. Deci e ceva aici în față. Ai sus. O, avem binoclu. Ia iar sună ăsta. Hola, got your intel, not bad. Să înțeleg că acum trebuie să intru în orașul ăsta. Poate trebuia să fiu la mașină. Îi dau o rachetă. Ne, nu-i dau cu racheta. Hai că ne batem frontal cu ei. Stai, cred că a dat o grenadă. Sau nu? Se pare că a aruncat cu o grenadă ăla. Bă, da, puțină muniție să mai dăm joc aici. Mamă, cât sus. Hai, fugi, 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 fugi. Poate mor acum încă din primul episod. Cum s-au gluant astea, cartușele goale când cad. Hai că nu mai încerc să trag pe distanța asta, că nu-mi iese. Aol, și rămâi și fără... fără gloanțe. Că ăștia nu știu de unde i-am lovit. Spune, doamne, că ești niște muniție pe aici. Dă, bă, gloanțele încoa. Ok, l-am mai luat pe unul. O, strage. Ok, dar acum dădeam pe grenadă, G, sau cum era? O, n-am fost atent cu... am uitat cum se aruncă grenada. Oare ăla avea Kalashnikov? Vreau Kalashnikov. A, tot din asta avea. Hai, dă-o pe asta. Ok, întrebare, unde aveam obiectivul? Aici în față și iar și trage. Vedem unde n-ai bat, tot trage. Hai că l-am luat. Arme, văd că au ăștia pe aici. Cutii. Nimic interesant. Mai e vreunul? Nu cred. Stai. Nu, no, aici nu intram treabă. Vă
is happening? Who are you? Ce mustață are ăsta? We'll split up for now, but later you find me at Mike's bar. I know a guy who can give you medicine, okay? Bun, mi-a crescut și reputația. Hai să salvăm. Bun, am făcut și 1% din joc. Accept. Hai că încheie aici acest episod, eu sper că v-a plăcut așa ca primul episod, sper că n-a ținut prea mult, că eu mereu uit să mă uit la cea să văd de cât timp filmez și action-ul ăsta care filmez n-are cronometru. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați du cap în gură buttons de o clip, scrieți comentarii dacă mai vreți episoade și până data viitoare, ciao-les!